Miercuri 1 octombrie în toată lumea se sărbătorește Ziua Internațională a Vârstnicilor. Galațiul are peste 140.000 de pensionari, care reprezintă mai mult de 20% din totalul populației. Deși aceștia ar trebui să se bucure de bătrânețe alături de familie și nepoți, mulți se luptă să trăiască de la o lună la alta dintr-o pensie modică. Peste 14.000 de persoane beneficiază la nivelul județului Galați de pensie socială în cuantum de 350 de lei. Sunt și vârstnici care după 30 de ani de muncă au venituri de doar 400 de lei, sumă insuficientă pentru a trăi decent. Pensiile mici sunt doar o nemulțumire a persoanelor de vârsta a treia. Reprezentanților spun că au trimis o adresă la guvern și că dacă nu li se vor rezolva măcar o parte dintre probleme, vor organiza pichetări la Ministerul Muncii. Noi suntem 2.300.000 de pensionari care avem vechime integrală și acum la 1 ianuarie pensia socială va fi de 4 milioane, iar cei care au lucrat 33 de ani tot 4 milioane. Deci suntem revoltați din punctul ăsta de vedere. Eu am făcut o adresă la doamna Robana Plumb și voi merge la o pichetare la Ministerul Muncii luna asta, încă n-am stabilit data, împreună cu 10 sau 15 orașe. Pensionarii gălățeni spun că după 25-30 de ani de muncă în condiții dificile nu își doresc decât să aibă o pensie din care să poată trăi fără grija zilei de mâine. Am pensii de urmași de la soț. Soțul meu a avut 8 milioane și ceva și mi-a dat și mie 4 milioane și 200. Numai 4 milioane, doamne? Da, și cu atâta. Trăiesc de una singură într-un apartament cu două cameri și diabet și fac insulină și... Nu ne dă, uite, ne-a dat acum 50 de lei, 60 de lei. Și am 3.500.000 cu 20 de ani de muncă. Am cu 20 de ani de muncă? Da. Cu 3 copii, cu turii de noapte, da. Da. Unde ați muncit, doamnă? La panificație. Eu am lucrat la fost și m-a scos. Și sunt bolnavă, foarte bolnavă. Am fost la handicap 3 ani cu 33 de lei. Cu insulină 3 pe zi, cu tiroidă, cu tensiune și cu accident vascular. Și acum am fost în septembrie și m-a scos, doamnă, nu mi-a dat nici 30 de lei. Pensiile mici, doamnă, și nu ne mai înțeleg, nu ne mai ajungem, nu mai putem să ne plătim facturile. Am rămas în urmă la întreținere, ne pune penalități, este groaznic. Pot să vă întreb ce pensie aveți? 7.300.000 după 30 de ani de muncă. 30 de ani? Unde ați muncit? Am muncit și la 11 iunie, am muncit și la CFR, am muncit și la IJTL-ul ăsta cu transporturile. Am muncit mult. Și nu vă ajung bani? Nu ne ajunge, doamne, nu ne ajunge. Am rămas la întreținere și am făcut contract cu apaterm și acum trebuie să plătești la apaterm și întreținerea la zi. Și nu mă mai descurc deloc cu bani. Ziua Internațională a Vârstnicilor se marchează în fiecare an pe data de 1 octombrie, zi instituită în 1990 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite.